Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Miroase știri bune azi. Da. Avem, ca de obicei, o emisiune foarte interesantă. Vreau, în primul rând, să începem. Nu putem să trecem peste asta fără să ne oprim să observăm. Felicitări polițiștilor botoșeneni care sunt pe cale să primească bude noi depus în curte. În sfârșit, cineva se ocupă și de nevoile adevărate, da, ale polițiștilor. E vorba, literalmente, de șase private din lemn de rășinoase. Private. Așa se cheamă, mă, private. Am văzut că presa zice că WC-uri. Nu, că WC-uri sunt cu apă. Aici nu, sunt private. Private mobile. Nu sunt mobile, mă, sunt mobile. Fixe, sunt private de lemn de reginoase, șase bude parfum, cum ar veni. Obrat frumos, obrat frumos, verdeața ta îmi place, când o revăd sunt bucuros și vesel, ea mă face. Spune domnii polițiști, când o să vadă budele noi în curte, potrivit caietului de sarcini, se dorește, confecționarea a șase unități clasice. Unități? WC din lemn de rășinoase. Bă, clasicul nu se demodează niciodată. Așa este. Deci șase unități clasice. WC din lemn de rășinoase cu dimensiunile de 120 de centimetri pe 120 de centimetri pe 220 de centimetri. Deci 2,20 m înălțime. Ca orice plăvan. Da. 1,20 și 1,20 au luat în considerare și burta, adică... 1,20 și 1,20, să ai loc, da, să te întorci, deși nu știu dacă îți dorești foarte mult. Așa cât să fie. Să nu te simți claustrofibizat. Preț 1500 de lei bucata. Ieftin. Pomană. Aș zice că obrăjorul se obține cu cheltuială, se ține, dar mie că se interpretează. Da. În județul Botoșani, altfel, să știți, există 71 de sedii de poliție rurală. Și toate au, mă rog, practic toate au budă de asta clasică naturală. Și doar 6 o parte natural. De evacuare naturală. Da, domnule, numai 6 norocoase. 65. Înțelegi? Deci și o să fie, îți dai seama ce invidie acolo, nenorociții aia din Vășcăuți, care au primit budă clasică nouă de rășinoasă profesională. Neracordabilă la utilități, scrie. Da. Aceste construcții vor avea un termen de livrare de 10 zile, garanție de 12 luni. Și nu-mi dau seama dacă 12 luni... Cum e asta, 12 luni? Da. Mi se pare puțin. Pe și după aia ce se întâmplă? Nu mai este garanție. Practic, dacă se întâmplă ceva și cad pereții, când... Mă rog. Când... Nu mai... repar singur. Asta, da. Altfel, să știți, numai achiziții în Botoșani, recent aici au ajuns primele două BMW-uri 320i X-Drive. Știți că au cumpărat BMW-uri. Mamă! Achiziționate de IGPR în urma unei licitații desfășurate anul trecut. Eu nu știu unde merg cu BMW-urile astea, pe cuvântul meu. Adică sunt drumurile în țară. Dacă ești de pe drumurile principale... Frate, străi, căruță, Toyota Land Cruiser, de-astea, adică nu poți să mergi cu BMW. Sunt câteva zone în Botoșani acolo, de-aia ca lumea. X-Drive. Astea sunt 4x4, nu? Da, sunt 4x4, dar nu la 4x4 mă refer, ci la cât de joase sunt mașinile astea în comparație cu gropile adânci. Deci adâncimea gropilor depășește, practic, josimea mașinii. Da. Dar astea, ei au două BMW-uri, 320 X-Drive. Să ajungi repede la construcțiile clasice. În caz de urgență. Dacă e urgență. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.